crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, concursul nostru și al vostru favorit la Europa FM. Plecăm de la 100, 200, 400, 800 de euro pentru Lucian din Oradea în această dimineață. Bine ai venit, Lucian, ești în direct alături de noi. Neața, Luci. Neața. Ce faci? Păi de la birou. Cu ce te ocupi? Agent de vânzare. Ce vinzi? Pepsi. Pepsi. Foarte bine. Bravo. Ce tare. Pepsi. Auzi, e adevărat că la tradițional vechi, nu știu ce, se vinde mai bine acum? Da, și așa. Mai scump. Cum adică tradițional vechi? Ăla, mă, sticlele vechite ca vinul? Retro. Ok, la sticlă de sticlă. Da, sunt mai multe la sticlă de sticlă. Sunt unele retro, așa, ca vremea lui Ceaușescu, cum ar veni. Da. Cu eticheta de atunci, cu nu știu ce. A, ce mișto. Ia uite-l, mă, nu știe. Asta e. Bine. Lucian, fii atent că tu plătești momentul publicitar de acum. Scuze. A fost cu banii din, cu banii din premiu. Deci trebuie să iei pe toți. Da, da. E bine? Ne-am gândit bine? Te las pe mâinile lui Luca. Luci, ai echipa acolo sau ești singur acum? Cu doi colegi. Bun, foarte bun. Bine, Lucian. Păi, începem ca să nu mai... Da, da. Să nu te mai fierbem. 100 de euro. În trei e greu să vă punem în dificultate în dimineața asta, zic eu, până la capăt. Lucian, prima întrebare de astăzi pentru 100 de euro este... Cine este premierul Marii Britanii? Boris Johnson. Ok. La ce te gândeai? Un pic. Cred că a intrat cineva, că s-a auzit puțin... Nu? Nu, nu, nu. Da. Ah, okay. Dacă am cu emoții, mă așteptam să ieși din prima. Emoții. Practic, când Luca era la cine e premierul, trebuia deja să răspunzi. Da, 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 nu trebuia să mai aștepți. Da, statul. Cine, care? Prima 100 de euro s-a dat, Lucian. Bravo, Luci! Mulțumesc! Ce planuri ai pentru viitor? Merge până la capăt. Da, nu te supăra pe mine, dar eu simt pe colegi că nu sunt concentrați la ce facem. Adică, da, nu prea. Păi nu e ok. Sunt bani la mijloc, adică eu înțeleg că voi sunteți în vânzări, dar trebuie să trăim clipa. Acum suntem la dublu sau nimic. Roagă-i, da. Sau măcar de afară din birou. Băi, dacă nu mă ajutați, măcar nu mă încurcați. Deci, ce facem? Te oprești sau mergi mai departe? Mergem mai departe. Păi, dar cum? 200 de euro. Lucian, fimiul mare Ștefan are azi test la biologie. Și mai ești cu noi? Da, da. Ai un apel în așteptare, dă-i încolo. Da, da. Așa. Fii atent, întrebarea e din biologie, clasa 6. Da. Inima are 4 camere. 2 atrii și 2, cum se numesc celelalte 2 camere ale inimii? Ventricule. Ce frică din inimii de asta? Mamă, la ce presiune i s-a pus Lucian, noi întrebări, da. Aia, sună în continuu telefonul, colegii vorbesc alte telefoane, e haosul de pe pământ. Și cu toate astea... Și cu toate astea se descurcă, măi, nene, foarte extraordinar. Bine. Extraordinar. Știe să lucreze sub presiune. Da, măi. Bravo, Lucian, ești foarte bun în dimineața asta. Bravo, bravo. Ai câștigat 200 de euro la dublu sau nimic... În 12 secunde. Da. Eu am învățat aseară cu Ștefan la biologie și cu toate astea am zis 2 atrii și 2 ventriculi. Și Vlad mă întreabă, zice, dar ești sigur că nu sunt... Sunt două? Ventricule. Zic, nu, sunt ventriculi. Vezi ce înseamnă să vezi superficial? Discuția, nu de... Da, Lucian. Da. Cum facem mai departe? Mergem la 400? Da. Merge, merge. Bravo, bravo. Foarte bine. 400 de euro. S-au liniștit și colegii, le-ai captat atenția sau? Da, da. E bine, cred e bine. Cred că i-a pus jos. E liniștit. Da, poate ai nevoie de ajutor acum. Cine știe? Da. Lucian, pentru 400 de euro în dimineața asta, spune-ne cine a fost soțul reginei Maria a României? Caron secret.
A zis cred. Nu e sigur, nu? Nu. Cine ar mai fi putut fi? Nu știu. Păi gândește-te la regii României. Ferdinand. Da. Auzi, dar în timp ce te gândeai la răspuns, Lucian, da. Mi s-a părut mie sau cineva ți-a zis Ferdinand, Ferdinand? A zis un coleg. Vezi, dacă n-ai bază în colegi? Da. Da. Carol, regina Elisabeta era... Da. Regina Maria a fost soția lui Ferdinand, a avut dreptate colegul. Da. Ei, dai o bere, că na. Da. Măcar așa, de principiu. Iar tu, Lucian, da, da, îmi pare rău, dar în dimineața asta nu te-ai ales cu nimic. Doar cu experiența participării la dublu sau nimic. Dar măcar a fost frumos. Da. Da. Zic. Da, da. Da. Bine, Lucian, numai bine. Să trăiești. Numai bine. Păstrăm banii pentru mâine dimineață, plecăm de la 200 de mâine euro de la 200, da. Avem 1600. Mm-hmm. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.